Salutare, sunt Maria Șambrai, am terminat facultatea de turism, dar acum activez ca TikTok producer. Am început activitatea în TikTok pentru că am vrut să petrec mai mult timp cu copilul. Îmi place foarte mult pentru că nu trebuie să-mi cer voie de la șef atunci când copilul are o răceală, iar în timp ce copilul stă acasă cu răceala, eu îmi permit să dedic câteva ore pe zi lucrului meu. În mediu, asta poate lua de la 2 până la 6 ore, în dependență de volumul de lucru. Un video în TikTok nu se postează doar de dragul postatului. Videoul trebuie să aibă sens, iar pentru ca video să aibă sens, trebuie să pregătești din timp scenariul, adică textul, ce vei vorbi, cum te vei mișca în cadru, ce acțiuni vei face sau nu vei face, după care editezi și postezi. Iar ca să-ți ușurezi munca, poți face 20-30 de scenarii, după care să le filmezi, să le editezi și ai content de postat pentru mai multe zile. Rolul acestei meserii în societate este de a face persoanele cunoscute pentru clienții săi. Un video în TikTok este o mică publicitate a serviciilor sau produselor pe care le poți oferi. Ca să practici meseria de TikTok producer, trebuie să faci un curs întâi. La universitate nu se învață asta, dar poți merge să faci un curs, după care, practic, maximum într-o lună, pui tot în practică. Și cheia succesului este practica, care bate gramatică. Eu nu aș spune că trebuie să ai un talent, pentru că să scrii scenariile interesante, dacă practici asta sistematic, tu te vei învăța să scrii din ce în ce mai bine. După care te vei învăța să montezi din ce în ce mai bine, să înțelegi tot mai bine această artă. Iar dacă nu-ți dai străduința, atunci nu reușești nimic. Ca să ai succes în TikTok, nu trebuie să ai frică de cameră. Trebuie să înțelegi că în odaia ești doar tu și telefonul tău care filmează. Mai mult nimeni. Și faptul că te-ai bâlbâit, că a trebuit să repeți cuvintele, nu e nicio problemă. La editare se pot tăia toate greșelile. Iar dacă tu vei reda emoții prin voce, prin gesturi, atunci la sigur vei rămâne memoria persoanelor care îți vor vedea video-ul. Îndemn părinții să urmărească ce le place copiilor să facă și să-i susțină în toate începuturile, pentru că s-a trecut era când noi mergeam pe urmile părinților și îmbrățișam aceeași specialitate. Ba, din contra, acum cu cât ești mai diferit, cu cât reușești mai bine să te manifesti, cu atât mai mult succes ai. În lumea internetului este acces la prea multă informație uneori, dar trebuie să învățăm să selectăm care este constructivă și care este destructivă. De exemplu, la emisiunea Lumea Surprizelor puteți găsi foarte multă informație, eu aș spune, distractiv-educativă, unde copilul nu doar că se va distra privind aceste filmulețe, dar și va învăța ceva nou. Eu, ca mamă, monitorizez minuțios ceea ce privesc copiii mei, dar emisiunea Lumea Surprizelor chiar o recomand tuturor copiilor.